Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Sper să mă auziți că bate vântul foarte tare, așa a bătut mult timp și o să mai bată vântul foarte tare. Și am zis să fac acum un clip. Scuzați-mă că nu am mai postat de mult timp, dar astăzi o să vă arăt ce am mai făcut. Acum am dat mâncare la păsări. Am mai scos din vie și o să mai trebuiască până sus la deal. Acum, haideți să vă-l arăt pe Bobiță. L-am mutat aici cu Bruno pentru ca să se învațe și Bruno mai rău. Aici este Bruno. Voi îl vedeți așa mic în filmare, de el are 40 de kilograme. Are 5 luni. A căzut cu asta, ce o să o pun la loc. O să revin cu un videoclip când o să le dau de mâncare și o să le schimbam. Pa, pa! Dă-te! Bun, prieten! I-am dat mâncare și lui Bruno. Are apă acolo, o să-i completez. I-am dat și acolo niște resturi. Pâine cu ciorbă. Aici este el, șez. Nu ascult acum, abia am venit la școală. Bine, a stâmpărat. Uite, așa. Are acolo prânzenele de la... Nu de la Brit. Nu, cred că am să vă pun o poză cu sacul în videoclip sau să vă scriu acolo. Acum trebuie să le pun apă la amândoi câștii. I-am dat și lucrurile să mănânce. Și acum trebuie să le fac curat la amândoi. Mai mult lucru. Revin. Bun, prieteni, am terminat să le fac curățenie și să le pun apă. Haideți să intrăm și la Bruno puțin. Dă-te, Bruno. Așa. Șez. Am aici recompense, dar nu prea mai multe. Șez. Curcat. Așa, bravo. Dă-i drumul. Dă-i drumul. Bravo. Are acolo mâncărică. 40 de kilograme are. L-am cântărit. Nu din ochi. Grabă, nu știu, nu l-am măsurat. Uitați-l și pe Bobi. Vă mai arăt ce achiziții avem și ne vedem la purce și la vaci. Bun, am ajuns și la văcuțe. Aici trebuie să le schimbe tata. Aici pe rândunica, păsărica, vițica mică. De fapt, ce să mai spun, că e mică, chiar a crescut, cred că are 100 de kilograme. Haideți să vă arăt noile achiziții. Avem purcei, 3-6 în boxa aceasta și aici parcă 4. Acestea două sunt de rasă, rasă, pentru că, dacă vedeți, sunt diferite la spate. Acestea două de acolo sunt acolo la fund mai mari. Aici trebuie să mai punem nailonul mai bine. Haideți să intrăm și în grajd.
Am uitat să aprind lumina. Nu, cu siguranță nu prea se văd. Dar aici avem numai porci. Sunt 4, 5, 6, 7, 8 porci avem aici. Avem destul de mulți. Vacile. Trebuie să le facem curat. Bun, ne vedem acum la mii de flori, pitice, restul. Bun, am ajuns și la mii de flori, pitice și cotingina. Acum le-am dat să mănânce. O să trebuiască să le separ aproape de primăvară. Trebuie să termin țarcul acela. Dacă nu, o să termin, o să-l termin data întâi pe al lui. Și o să-mi lase mie țarcurile acestea, măcar două dintre ele, și pe acela să-l fac să am trei. Unul va fi normal acesta pentru pui. Și da. Bun, prieten, cam atâta va fi cu acest videoclip. Nu uitați de un like, de un subscribe. Și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!